Vasile, eu, dacă mă apuc să mă muncesc, Doamne ferește, dar s-ar putea întâmpla și chestia asta. Tu-ți dai seama câtă lume rămâne fără servici? Câți, mă? O să fiu exact. O grămadă. Deci, băi, deci, nu că dacă mă apuc pe meseria mea, pe zidărie, nu stă nimeni în față. Zic, dar toate alelante care știu eu să le fac. Ha? Care mă alelante? Că tu, în afară de probleme, nu știi să creezi nimic. Instalații. Instalații? Instalații, instalații, instalații. Vorbim de instalații electrice. Dar instalațiile electrice, ai așa, deci, dacă ai firele, da, trebuie întotdeauna să lipești roșu pe roșu, galben pe galben, verde pe verde și ăsta câteodată, nulu la nulu, faza pe fază, da? Adică, cel mai important este ca în clipa în care ai apăsat butonul să se aprinde lumina. Mie mi se mereu chestia asta. Mereu! Ca să nu mai vorbesc de instalațiile sanitare. Instalații sanitare, mă? Fii atent, secretul e ăsta. Să ai pantă de 10 pe lungime de 15. Puțină lume știe, da? Zi azi, zi, altă meserie care mai vrei să ți-o fac. Poți să fii, de exemplu, brutar? Ha! Brutar! M-ai prins acasă. Și brutar, și covetar, și batizer. Păi eu, pe brutărie, sunt ca Messi, unde joacă el acolo, în fotbalul lui, pe Câmpul Nou, la Barcelona. Băi, și cum sunt? Am făcut acum câțiva ani de zile, de ziua recolte, că mi-au aminte că acum a cozonat. Zic, ia-mi să văd cum o fi. I-am omorât pe toți. Mari, pufoși. Băi, să-mi mirosise, să-mi pusise toată strada de la mirosul ăla care... Să-mi făcuse coadă la mine, pe două rânduri, până la oaie. Băi, da, cozonași mari, desfăcea așa, pocnea răhatul din ei. Băi, că-i facuși cu stafide și cu bun de tot. Al doilea an, ai dracu, s-a învățat. Că, bine, le-am dat și lor. Nu pot degeaba, pe bani, dar le-am dat și lor. A venit Toma de la Dridu. Ce ne dau, te rugăm, mai fost și tu, brutarule. Bă, vreau să-mi facă statuie. Brutarule, fără necozunați. M-am săturat. Hai, sictir, lăsați-mă pace. Dar făceți-vă, bă, și singur, că pot să fac orice. Sunt și depanator, dacă e. Zomă? Radio TV. În clipa asta, dacă mă lești și la ochi și îmi dai o șurubelniță și o sârmă, poți să-ți repar orice model de televizor. Alea cu lămpi, le am la degetul mic. Păi stai un pic, că nu mai sunt televizoare cu lămpi. Pe când? De mult. Auzisem ceva. Am înțeles că ai dracu că și-a făcut niște televizoare curbate. Bă, dar cred că le-a făcut intenționat să mă încurci. Dar nu fac probleme. Dacă îmi dai unul de ăla și stau o jumătate de oră cu el desfăcut pe masă, i-a aflut toate chichițele. Îl fac la loc și drept. Bun, stai un pic ca să înțeleg. Deci tu, dacă stai acasă și nu muncești și lași pe alții să muncească, înseamnă că tu așa crezi locuri de muncă? Exact. Aha. Ești băiat de șef. Ești băiat de șef, știam eu că o să le prinzi. Vasile, noi ăștia care stăm acasă suntem adevăratul motor al economiei din țara asta. Noi care stăm degeaba, datorită nouă, duduie economia. Dar să știi că nu e ușor. Nu e ușor. Crezi că mie mi-e ușor să stau toată ziua degeaba? Și cum mă perpelesc? Și cum sunt ca puiul pe rotisor? Și nu mai pot! Nu mai pot, mă, mă chinui! Că vin la tine și zic, primărie, ți-am făcut locuri de muncă, dar chiar așa, pe degeaba, vină și tu cu ceva, că nu mai pot nicio. Băi, ce ne-ntâmnă, eu cred că nu mă ajuns, mă, eu cred că mai rău mă încurci. Nu te încurc. Ia mai gândește-te puțin cât de tare te încurc eu ca să nu te încurc și mai tare. Că dacă vreau să-ți fac probleme, pot să-ți fac multe probleme. Zău, mă, ce probleme? Ia să aud. Ce probleme? Mm? Vasile, dacă eu mă apuc să muncesc toate câte ți le-am înșirat mai devreme, Doamne ferește, să mă apuce într-o zi, tu îți dai seama câtă lume rămâne fără serviciu și câtă lume rămâne, că ăștia nu o să mai aibă bani de salarii care să le dea, care să vină ăștia să pună o pâine la copiii lor pe masă. O să se zică copiii, tati, tati, ești mie caiete și carioci. Unde? N-am. O să zică femeile, ia nevoie și nu oje și o rochit. De unde să vă iau dacă n-am bani? Și după aia, să vezi, scandal acasă, scandal. Și după aia, de la scandalul de acasă, hashtag revoluție, hashtag nu mai rezist, hashtag jos primarul, hashtag poți să te lați pe drumuri, Vasile. Băi, Celentano, vreau să-ți fac o surpriză.
E, uite, vreau să mă lași pe drumul. Vreau să mor de foame și să n-am după ce să beau. Și atenție, își spun ce să faci primul lucru. Ascult. Ești ochi și urechi? Ești pe ușa aia și nu te mai uita înapoi. Da? Da, dar repede. O să vină vremea în care o să te milogești de mine în genunchi ca să te iert. Și surpriza, nu o să te iert. Mamă, mamă, ce faci tu mie, Celentano? Bă, m-ai făcut praf, mă. Gata, mă, stai jos, stai că te iau altfel, mă. Să nu zici că sunt al dracu. Fii atent aici. Mă asculți? Aici sunt. Deci, vino cu hârtie scrisă și semnată de 3 oameni că azi ai muncit în locul lor. Atenție, orice treabă, mă, nu contează ce treabă, că nu trebuie servici. Ai înțeles? De sus semnatul cu tare, recunosc că în prezenta Celentano a muncit azi în locul meu. Ai înțeles? Și atenție că aici nu o să ajung, îți dublez ajutorul social. Ce zici? O capcană? Nu e nicio capcană, mă, pe cum? Ce-mi bagi joc? Ia uite aici. Ia uite hârtii, ia uite frumos și pixul. Dacă am zis că îl dublez, îl dublez. Dar atenție, dacă nu, ți-l tai de tot. Pregătește banii, Vasile. Ia stai, mă, așa. Și o semnătură e suficient. Repet, pregătește banii. Ah, Vasile, ce-ți mai place să nești la sigur. Auzi, mă, și la asta, că repare el televizorul cu o șurbență și o sârmă. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinte.